Da, sunt un căpelaș. Da. Cred că Delia se placă părul meu. Nu știu de ce, dar cred că da. Aș vrea ca Delia să mă îmbrățișeze și să-i placă cum cânt. Asta e tot ce-mi doresc. Tu ești? Olga. Ai venit cu... Tata, mama și sora. Ce crezi? În 5 minute de acum o să fiți o familie. Yay! Sau o familie... Dea mai bine, sau o familie. Cred că e prima variantă. 3, 2, 1! Toată viața am visat să ajung aici. X-Factor este un vis. Cum te numești? Mă numesc Verbițchi Olga și vin din Chișinău. Cum ai început tu să cânti? Am început să cânt acum aproximativ 2 ani. Da. Nu știam că am voce și că pot cânta. Eram fotbalist. Fotbalistă? Da. Ce post ocupi? Ești centru atacant? Atacant, pe dreapta. Eram. Aha. Ai dat vreun gol cu capul? Nu, mi-e frică de minge câteodată. Ai auzit, dacă ți-e frică de minge, de ce joci fotbal? Am vrut să încerc. Îmi place să încerc ceea de care cel mai mult mă tem. Cine te-a descoperit și pe teren, dar și în muzică? Pe teren singura, am vrut să încerc ceva nou. Dar în muzică, când m-am mutat în altă școală, da, profesorul de educație muzicală a văzut că am ceva specific și mi-a dat un sfat să încerc să cânt. Și de atunci s-a început totul. La început, părinții râdeau de mine. Așa. Nu le veneau a crede că eu pot să cânt și că am ceva legat cu muzica. Iar apoi totul s-a schimbat și sunt alături de mine la fiecare concurs. Bravo! Știu că ai și o surioară. Două. Două? Da, doar una e cu mine acum. 3 ani aveam când a apărut Victoria. Și așa, 11 ani, apoi a apărut Ilinca. Da, le cânt. Cea de 4 ani mă imită, îmi dansează, știe versurile, toate cântecele pe care eu le imit prin casă. Cea de 12 nu mă înțelege, dintr-un motiv, deoarece este invalid de gradul 1. Din cauza superdoză de la medicamente, care mi-a prescris-o doctorii când avea 3 luni. Și deja de 12 ani nu vorbește, nu înțelege, nu se mișcă. Adică avem grijă de ea ca un nou născut care nu mai crește, nu se mai dezvoltă. Dar încerci să-i transmiți ceva? Da, de multe ori îi vorbesc, dar nu înțelege, nici nu mă privește. Dar poate e important să faci lucrul ăsta, habar n-am, dar poate e important și poate acolo undeva poate simte ceva, chiar dacă nu-ți dă semnale. Eu cred la fel. Eu vorbesc cu ea, dar ea nu mă înțelege și nu-mi răspunde, dar eu știu că mă ascultă și încearcă oricum să mă înțeleagă. Mama a fost la foarte multe tratamente cu ea, prin Ucraina, Rusia și totul a fost, tata spune că totul a fost în zadar, însă eu nu cred așa. Eu totuși mai cred în speranță, cred că mai este o șansă de a însănătoși pe Victoria. Nu știu, poate o minune. Chiar dacă nu înțelege, eu cred că este bucuroasă pentru mine în suflet și cred că ea se mândrește cu mine așa cum eu cu ea. Și eu mă gândesc că dacă ea nu era bolnavă, era la fel de talentată. Și noi toate suntem talentați.